Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Teama este începutul înțelepciunii, speranța este creșterea ei, dar iubirea dumnezeiască îi este desăvârșirea, spunea Bernard. Iată aici trei concepte mari: teama, speranța și iubirea. Toate sunt puse în relație cu înțelepciunea, după cum am văzut. Ingredient aproape exotic în peisajul contemporan, înțelepciunea este mai degrabă înțeleasă ca inteligență sau, mai grav, ca un șiretlic. În fond, ea este un cadou din partea lui Dumnezeu, obținută prin cerere și cultivată adecvat. A o avea înseamnă întâi a fi moral, apoi a avea o speranță eternă și, în cele din urmă, a iubi în mod necondiționat. Deși sună atât de înalt, fiecare om poate face aceste lucruri prin Hristos. Viața de credință nu ar trebui să fie o corvoadă, o spaimă continuă, ci prilejul unei satisfacții adânci. Suntem chemați să fim înțelepți și, în felul acesta, să-i ajutăm și pe cei de lângă noi. Discernământ, așadar, mult discernământ.